mai vine cu scumpiri pentru timișorenii care circulă cu mijloacele de transport public. La 1 mai au intrat în vigoare noile prețuri pentru transportul în comun din Timișoara, aprobate în ședința Consiliului Local. Astfel, biletele de călătorie pe liniile urbane vor avea același preț ca pe liniile expres, adică 2,5 lei. De asemenea, s-a renunțat și la o serie de facilități care existau până acum. Prin hotărârea de Consiliu Local s-a decis eliminarea reducerii de 20% pentru cetățenii din Timișoara, eliminarea titlurilor tarifare de două linii, eliminarea titlurilor de călătorie valabile 5 zile, eliminarea titlurilor de călătorie valabile 15 zile, a celor de călătorie de o linie și două linii pentru agenții economici, atât pentru abonamentele nominalizate, cât și pentru cele nenominalizate.